acolo cred că sunt probleme și acolo nu știu cât suntem de convingători în continuare. În contextul eu cred că suntem noi, destul de convingători, vă rog să mă iertați, însă am ratat exact așa cum spunea doamna Dogioiu mai devreme, ocazii pe care le-am avut în ultimii 10 ani. Să nu uităm totuși că a existat un calendar deja stabilit în 2012 prin care trebuia să aderăm la spațiul Schengen. Pe 1 octombrie 2012 știu că se pregătiseră și plăcuțele la aeroport, trebuia să intrăm cu aeroportul în zona Schengen. Deci a existat un calendar. Evident că din rațiuni politice există state care și-au schimbat optica în ceea ce ne privește pe noi, pe de o parte. Pe de altă parte, între timp lucrurile au evoluat. A fost un moment extraordinar acesta pe care trebuie să-l fructificăm. Criza umanitară a sensibilizat foarte mult toată Uniunea Europeană. Aici însă este nevoie de ambiție și determinare în a pune pe agenda acest subiect. Atât la nivel bilateral, pentru l-a că pus președintele la ena oară, l-ați auzit, vreau să a răspuns Macron, da, sigur, susținem. Că Franța nu este o problemă la ora actuală. În continuare, nu, dar nu Franța, Olanda, Franța ca agent de influență ar putea să facă mai mult? Care se opune și utilizează, din nefericire, politic intern acest subiect. Și tocmai atât timp cât va exista această temă ca dezbatere politică internă în diferite state ale Uniunii Europene, noi avem o sensibilitate mare și ea trebuie rezolvată printr-un dialog extrem de inteligent, constant. Nu așa din când în când cerem, că nu se întâmplă nimic.